Salutare, dragi prieteni și nu orice prieteni, prieteni ai gustului. Ne revedem astăzi pentru o nouă emisiune miraculoasă, Sare în bucate, cu un preparat foarte interesant, mai ales pentru perioada asta care ne paște de acum înainte, și anume perioada mai rece. Este o tocăniță franțuzească, un ostropel franțuzesc cu foarte puține tente românești, poate doar ingredientele pe care le avem la dispoziție să fie nota românească din această rețetă, dar este o tocăniță pe care o putem găti foarte, foarte repede. Știu că ne întoarcem obosiți de la serviciu, n-avem nevoie de foarte mult timp pentru a prelucra această rețetă extrem de delicioasă și caracteristică pentru acest timp mai rece. Câteva ingrediente pe care cu toții le avem cam în orice perioadă a anului în frigider. Avem jumătate de pui, niște ciupercuțe, unt, șunculiță, panceta, ce vă place mai mult, poate cu mai multă grăsime, poate cu mai multă carne, diferă. Avem câteva ingrediente de bază, foi de dafin, cimbru uscat, pătrunjel tocat, boia dulce, piper, sare, bineînțeles, puțin usturoi, ceapă, ardei dulce, chiar dacă este ceva mai micuț, să știți că este ardei dulce și puțin ardei iute, în funcție de preferințele dumneavoastră. O să începem întotdeauna cu puiul, pentru că pe lângă faptul că trebuie să-l tranșăm, trebuie să-l și asezonăm foarte puțin. Așadar, puteți avea un pui întreg. Eu am ales jumătate de pui, practic undeva la 2-3 porții, atunci când avem parte de cantitatea asta de carne. Așadar, avem jumătate de piept, o pulpă, puțin din spate și, bineînțeles, o aripă. O să încerc să-l tai în mai multe bucățele, nu foarte mari, dar nici foarte mici, pentru că vreau să se gătească în mod egal. Prima oară, cel mai ușor este să scoatem aripioara. Întotdeauna la pui este foarte important să folosim și să ne ascuțim cumva acest simț anatomic pe care îl avem și trebuie să folosim întotdeauna vizual punctele strategice, cum ar veni unde se îndoaie joncțiunile astea ale puiului, întotdeauna unde vedem cartilagiul ar trebui să tăiem. Deci am găsit aripioara, după care o să folosesc tot pe lângă piept, lama cuțitului, dar observați cât de ușor funcționează lucrurile. Nu trebuie să forțez, nu trebuie să dau cu toporul, trebuie doar să folosesc cumva bunul simț al anatomiei. Și în momentul în care simt tos, mai ales la pui, trebuie să folosesc degetele și mâinile și un pic să trag de aceste cartilagii ca să se lărgească. Aici am jumătatea de piept foarte frumoasă pe care o să o tai în mai multe bucățele. O să revin îndată la ea. Am partea de spate pe care o să o despart îndată de pulpă. Tot așa, cu lama cuțitului am mers exact pe lângă cartilagiul acela. O despart foarte ușor cu mâinile. Și am desprins și spatele. Așadar, practic, jumătate de pui se poate împărți în patru bucăți cumva principale. Și de aici pulpa, pentru că nu vreau să-i scot osul, mi place foarte mult să se gătească puiul cu os, are ceva mai multă aromă. O să încerc să scot pulpa inferioară și, bineînțeles, cea superioară. Caut iarăși cartilagiu. Și tai unde găsesc mai subțire. Pulpă superioară, pulpă inferioară. Aripioara aș lăsa-o întreagă pentru că nu e foarte mare, n-are nici foarte multă carne. Trei bucățele. Pieptul de pui, hai să ne gândim. Eu l-aș face din trei bucăți și aș tăia în felul următor. Când ajung la os aici, trebuie să folosesc puțin podul palmei. Nimic mai mult. Trag cu cuțitul. Am o bucățică de piept și o să mai scot încă două de aici. Tot când ajung la os, podul palmei, puțină putere și am trei bucățele. De multe ori
Na, nu știu, mie îmi place să folosesc tot din pui, chiar dacă aici nu e foarte multă carne pe spinare, să știți că va da foarte multă aromă, pentru că aici avem jumătate de tărtiță, adică foarte multă grăsime, cred că deja știți unde e grăsime, este și gust. O să pun și bucățica aceasta, mai ales dacă vă place pielea crocantă, o să iasă deosebit de bun. Așadar, încă două bucățele de spinare. Foarte simplu, sare, și v-am mai povestit și în rețetele trecute, și experiențele trecute pe care le-am avut în bucătărie. Sare punem din plin întotdeauna când avem parte de carne, mai ales pentru că reușim să sărăm doar la suprafață, nu și în interior. Și atunci bucățele de carne își trag întotdeauna fix cât au nevoie. Bun. O să las aici puiul și cu puțin pudră măcinată de piper. Nu sunt un fan absolut al piperului, însă merge foarte bine cu pui și pentru mai multă culoare, dar și gust, pentru că o să folosim și ardeiul, așa cum ați observat, și puțină boia dulce. Nu mergem în direcția picantă din boia. Întotdeauna apucați să marinați puțin înainte carnea, foarte important. Chiar și 5 minute, să știți că o să vă fie de ajutor. O să luăm șunculița. Șunculița de preferat fără șoric. Am îndepărtat șoricul mai devreme. Poate să fie un șoric ceva mai tare și atunci o să strice experiența aceea pe care ne-o dorim. O să tăiem bucățele frumoase. Îmi place marmurarea asta. Asta e panceta. Îmi place marmurarea ei pentru că are destul de multă carne și un strat cinstit de grăsime. O aranjăm frumos pe tocător. Știu că deja pare apetisant ce avem la dispoziție. O să încep să încălzesc tigaia în momentul ăsta. Puțin ulei de măsline în tigaie. Nu pun foarte mult ulei pentru că o să am grăsime atât de la pui cât și de la panceta. Dar o să începem cu o sugativă de ulei și anume ciupercile șampinion, pe care o să le tai în sferturi. Foarte important la această rețetă este să nu pun ciupercile după ce încep să prelucrez carnea, pentru că îmi doresc ca ele să fie ușor crocante. Și o să vedeți o ordine ceva mai diferită atunci când punem ingredientele în tigaie. Trebuie să punem destul de multe ciupercuțe pentru că astea ar fi ingredientele noastre vegetale principale ale tocăniței. Bun. Ne place foarte mult frunza de dafin și nu o să mă sfiesc. O să încep cu 3 frunze de dafin în tigaie. O să fie și un senzor foarte simplist de a ne arăta când începe să bolbolosească uleiul în tigaie. Ceva usturoi pe care o să-l las întreg, o să-l strivesc doar cu lama cuțitului pentru a elibera uleiurile esențiale. Așa, este o tocăniță, trebuie să pornim de la ideea de tocăniță, asta înseamnă rustic. Bun, haideți că am început să scoatem fund din tigaie. Foarte important, v-am mai povestit de câteva ori, să avem libertate în tigaie, să oferim această libertate ingredientelor. Nu vreau niciodată să le înghesui, pentru că dacă le înghesui, nu o să mai prăjesc, nu o să mai obțin caramelizarea aia frumoasă. Atât pentru ciuperci, cât și pentru carne. Pentru a scoate apa din ele, o să pun și puțină sare. Și, pentru că suntem la nivelul acesta, o să arunc și 3 ardei întregi. Un vârf de ardei iute, pe care îmi permit ca la un anumit moment să-l scot din tigaie, poate când am dezvoltat nivelul de iuțeală pe care mi-l doresc.
Și în momentul ăsta pot ridica temperatura. Și dacă ridic temperatura, pot să pun și panceta în tigaie. O să luăm și o bucățică de ceapă. Tăiem julien foarte repede, nu foarte multă în tigaie. Vreau să am puțină dulceață acestei tocănițe. Și acum o să-mi fac loc pentru pui. Pentru că mi-am mâncat deja destul de mult ulei. O să mai completez cu niște ulei de măsline și să pun în tigaie și bucățele de pui pe care vreau să le rumenesc. La scurt timp obținem treaba asta. Începe să se rumenească pielea în primă fază. Și bineînțeles, ca orice francez cinstit, la un moment dat trebuie să și îmbătăm carnea. Și o să punem mai din plin așa niște vin alb. Cum miroase acum. Și o să lăsăm să se evapore întreg alcoolul din cantitatea noastră de lichid, de vin alb. Deja avem așa niște mirosuri care se întrepătrund foarte puternic. Și desăvârșim partea de condiment. Și nouă, dar și francezilor, ne place foarte mult cimbrul. Cimbrul acesta uscat. Și o să fiu destul de darnic tocăniței mele. Rămâne parfum pe mâini. Cel mai dulce parfum, parfumul de cimbru. Asta e interesant, că cimbru, deși este așa verde ca și aromă, are un gust dulce. Îmi place foarte mult, mai ales atunci când vine vorba de împletire, grăsime, pui, ciupercuțe, adică pământ, merge și dulceața asta de la cimbru. Și acum avem un moment oportun să gustăm un pic sosul care ne-a rămas în tigaie și care o să arate cumva așa maroniu, auriu. Trebuie să ne dăm seama întotdeauna dacă s-a evaporat complet gustul acela sau alcoolul din vinul alb. Și mai trebuie să răbdăm un pic. După ce simțim că nu mai avem alcool în sosul din tigaie, putem să desăvârșim, așa cum face un alt francez, tot cinstit, cu puțin unt. Și, deși nu prea îmi stă în caracter, nu prea folosesc tipul ăsta de sosuri în bucătăria mea, să știți că este foarte cu simț, așa, când pui smântâna asta dulce, nu știu, parcă oferi o bogăție fantastică unei tocănițe atât de simple. De obicei, dacă ar fi să o luăm așa pe partea vegetală, ostropelul ar veni cu niște suc de tomate în momentul ăsta. Ei bine, mergem în direcția franțuzească și o să folosim o cantitate considerabilă de smântână dulce. Atenție, este smântână provenită din lapte, nu este smântână de gătit, nu este pe bază vegetală, este smântâna aceea pe care o găsim tot mai greu în comerț. Cu asta se gătește în Franța, cu smântână adevărată. Și la sfârșit, pentru că avem nevoie și de mai multă grăsime, o să pun și un cubuleț de unt. În momentul ăsta
nu facem decât să reducem temperatura și să lăsăm așa preț de 15 minute ca toate elementele să se întrepătrundă și, bineînțeles, sosul să se reducă. După o perioadă de timp, 10-15 minute, puiul nostru este perfect gătit și dacă aveți un cuțit foarte bine ascuțit sau, nu știu, o pensetă și inserați în interiorul cărnii, să știți că o să vă dați seama prin două metode. Unul la mână intră foarte ușor, doi la mână este extrem de fierbinte atunci când puneți pe buză. Asta înseamnă că, na, cărnița noastră s-a gătit. Mai avem de definitivat și de săvârșit cu puțin pătrunjel pentru prospețime. Multă vitamina C nu strică niciodată, mai ales atunci când avem preparate ceva mai grele, cum sunt acestea, cu mult sos și, bineînțeles, o cantitate ridicată de grăsimi. Dar grăsimi dintre alea bune, foarte important de știut. Pătrunjelul s-a adăugat pe deasupra. Ce o să facem acum? Pentru că avem nevoie și de pâinică. Îmi place foarte mult atunci când avem tocănițe, mâncăruri cu sos, să am o bucată cinstită de pâine. Și aici avem o pâine cu maia, dintr-asta sănătoasă, cum ar trebui să mâncăm noi mai des, care nu îngrașă la fel de mult, care nu are o cantitate extraordinară de gluten. Și ce o să fac cu pâinica asta? O să vreau să o tăvălesc un pic într-o tigaie cu ceva unt. Astfel încât, ce credeți, pâinica să-mi tragă tot sosul în interior și la sfârșit să pot mânca cu cuțitul și furculița. O să pun pâinica într-o farfurie și peste o să așez toată cu tocănița. Așadar, o altă tigaie pe care o încing foarte bine. Deja, nu știu, îmi plouă în gură. Miroase extraordinar de bine această tocăniță. Puiul este extrem de apetisant. Este pui dintre acela hrănit mai mult cu porumb, ușor gălbui la înfățișare. Și pregătesc felia asta de pâine cinstită cu o cantitate de unt considerabilă. Îmi place să fac treaba asta. Să pun untul, să-l topesc în tigaie, ajutându-mă de felia de pâine. O să mai tai o felie, că e prea păcat. Nu trebuie să fie pâine proaspătă, să știți, asta e o modalitate foarte ușoară de a folosi pâinea pe care o avem de mai multe zile în frigider sau pe care am depozitat-o în cămară. Se pretează extraordinar de bine gătitului în unt, în tigaie și apoi, bineînțeles, cu tocăniță, mâncărică pe bază de sos, că faceți crutoane la fel. Tot în maniera asta puteți face extraordinar de ușor și crutoane pentru o supă cremă. Tăiate cubulețe, le trageți puțin în unt, poate adăugați și puțin usturoi, o idee foarte bună. Putem să adaptăm întotdeauna. Chiar și o crenguță de cimbru n-ar strica aici, o să dea ceva cu siguranță. Oh, deja a luat gust de usturoi. S-a îmbibat destul de mult în unt, fix cât trebuie. Acum trebuie să o rumenim un pic și asta va fi pâinica noastră pentru tocănița franțuzească pe bază de pui. Bun, luăm pâinica rumenită cu puțin unt, cu puțin mai mult unt, să fim cinstiți. După care venim cu, uai de capul meu ce s-a întâmplat aici, o tigaie puternică, bucățică cinstită de pui, o să pun piept, două bucăți de piept, un ardei, așa,
și la sfârșit o să punem sosul, care este un sos mai gros datorită ciupercuțelor care se află aici, datorită pancetei. Și o să las bucățica de pâinică să tragă cât mai mult din sosul acela. Bineînțeles că nu mă deranjează dacă se varsă și pe suprafața farfuriei. Așadar, tocăniță franțuzească de pui cu o bucată consistentă de pâine cu maia atrasă în unt. Ciupercuțe, panceta, un ardei copt, puțin pătrunjel deasupra și, bineînțeles, multă smântână. Poftă bună!